Așa cum vă spuneam, continuăm seria interviurilor cu un foarte drag prieten și apropiat prieten al meu, Vlad Miriță, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, îl știe toată România, este un om extraordinar, un artist foarte important al nostru și care ne-a făcut marea bucurie și onoare de a se alătura marșului nostru pentru viață. Și întrebarea pentru Vlad ar fi: ce te-a determinat să faci parte din această campanie și ce te-a determinat să ne sprijini? Păi, în primul rând, prietenia care mă leagă de voi, cei care organizați acest marș pentru viață, și tot în primul rând, pentru că simt nevoia că trebuie să manifestăm, să fim prezenți, să facem act de prezență într-un context în care se subliniază normalitatea. Nu cumva să se creadă că nu mai există. Glumesc. Corect. Dar se simte nevoia, pentru că suntem înconjurați de din ce în ce mai multe situații, lucruri anormale, care tind să treacă drept normale în mintea unora dintre cei care sunt în jurul nostru. Și atunci e bine să se înțeleagă că sunt asemenea manifestări. Noi le, să zicem, tolerăm într-o oarecare măsură, dar totodată nu trebuie să uităm că ele sunt anormale și ceea ce este normal trebuie să rămână modul nostru de a trăi, de fapt. Mă refer aici la familie, mă refer la firescul de a avea copii și nevoia de a avea copii, de fapt, pentru că am aflat cu stupoare de curând și mărturisesc că sunt îngrijorat. Populația României este în scădere. Suntem pe primul loc în Europa la scăderea populației, la scăderea numărului oamenilor din această țară. Nu vorbesc de cei care sunt plecați în afară, ci de cei care sunt români în continuare. Natalitate. Da. Spune-ne, Vlad, ce părere ai tu despre această problemă a adopției, atât din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere al mentalității societății? Sigur că este un aspect foarte important. Nu mă pricep, nu știu exact care este legislația, probabil că tu știi mai bine decât mine, dar înțeleg că este nevoie să se fluidizeze un pic acest proces. Este de dorit, pentru că sunt nenumărate familii care nu pot avea copii și își doresc copii și în același timp sunt foarte mulți copii care își doresc părinți și nu pot avea părinți din cauza legislației. Și atunci e bine să, atâta timp cât această nevoie există, trebuie să facem aceste două nevoi să se întâlnească, adică părinții cu copiii. Și bineînțeles că un copil nu poate să trăiască mai bine și nu se poate dezvolta mai bine și mai firesc decât în sânul unei familii. Vlad, spune-mi, te rog, ce părere ai despre faptul că societatea în România încă nu privește adopția drept a fi ceva oarecum normal, dacă putem să spunem așa, adică un copil care este adoptat este văzut altfel, este văzut, este marginalizat. Părinții care își dau copilul spre adopție din vari motive, fiindcă nu își pot permite să-l crească, sunt văzuți drept oameni fără inimă și tot așa. Ce părere erai despre lucrul ăsta? Este o chestiune de ține de mentalitatea fiecăruia dintre noi. Nu știu de ce, nu cred că e o chestie care se poate spune așa la modul general despre toată lumea. Sunt oameni care într-adevăr privesc chiorâș așa o familie care își dă copilul spre adopție, dar trebuie să vedem fiecare caz în parte. Dacă chiar suntem tentați să judecăm, măcar să judecăm corect, deși suntem îndemnați să nu judecăm. Dar sigur că dacă o familie ajunge să-și dea un copil spre adopție, sigur că nu o va face decât cu un motiv. Și atunci motivul respectiv, de cele mai multe ori, este unul întemeiat. Fie că e lipsa de bani, fie că, știu eu, sunt probleme de sănătate, părinții nu mai pot întreține copilul respectiv sau nu-i mai pot oferi atâta atenție decât cât el are nevoie. La fel și copiii care sunt adoptați. Cred că trăim deja într-o societate care nu mai are această problemă. Eu cred că ține de familie, de familia care adoptă, să anunțe copilul într-un mod cât mai
firesc, așa, din timp, cât el este foarte mic, să înțeleagă lucrul ăsta, pentru că, într-adevăr, dacă anunți, nu știu, un copil când are 19 ani, tu de fapt ai fost adoptat și nu ești copilul nostru natural, sigur că se produce un șoc, cred, emoțional, nu pot să-mi dau seama pentru că n-am fost pus în situația asta, dar sigur că nu e o chestiune ușor de digerat. Și atunci, dacă copilul este pregătit din timp, cred că crescând cu informația aceasta, asimilează mai ușor și trece mai ușor peste acest prag. De fapt, crește odată cu el, firesc. Și nu mai primește o veste importantă la o vârstă, știu eu, înaintată. Probabil dacă află la 30 de ani, poate șocul nu e așa de mic, de mare, cum ar fi la 16-17 ani, când se formează personalitatea, tinerii sunt mai, știu eu, mai expuși sentimentelor, așa, sunt mai, trăiesc mai puternic, da. Mulțumim tare mult, Vlad, că ne acorzi din timpul tău, îți mulțumim că ne acorzi din talentul tău să ne susții, să ne sprijini în această cauză, în Marșul pentru Viață. El a fost Vlad Miriță și mulțumim din suflet și noi continuăm cu seria interviurilor, avem surprize!